Bună, eu sunt Ralu, am un canal de YouTube, rețete ușoare, dar voi veni și aici cu rețeta de sărățele cu cașcaval și susan. Pentru această rețetă am 80 de grame de unt pe care îl voi da pe răzătoarea mare. La fel, 150 de grame de cașcaval îl voi rade pe răzătoarea mică, iar într-un bol voi adăuga 250 de grame de făină de orez sau de grâu, de care folosiți voi adaug cașcavalul ras pe răzătoarea mică 150 de grame, adaug o lingură generoasă de sare, voi puteți să gustați un pic aluatul și să vedeți dacă doriți să adăugați mai multă sare decât o lingură, voi adăuga un ou rece, amestec foarte puțin, iar acum voi adăuga 80 de grame de unt rece pe care l-am dat pe răzătoarea mare. Iar acum voi amesteca puțin și voi frământa. În acest proces voi mai adăuga și puțin lapte până când se va forma o cocă, exact cum am eu aici. Acum îl voi pune la frigider aproximativ 20 de minute sau până când aluatul este complet răcit pentru a-l putea întinde. După 20 de minute l-am scos din frigider și voi întinde o foaie groasă de aluat. O foaie lungă, cu cât coca este întinsă, o foaie mai groasă, sărățelele vor ieși mai pufoase și mai fragede. Dacă întindeți o foaie subțire, atunci vor ieși mai crunchy și mai tari. Vom tăia această formă, ca în imagine, așa de grosuțe, iar acum le voi transfera pe o tavă pe care am pus hârtie de copt. Următorul pas vom bate un ou, iar acum vom unge sărățelele cu acest ou. Preîncălzim cuptorul la 190 de grade în acest timp. Deasupra puteți să puneți, cum am pus eu, susan sau puteți să puneți bucățele de sare sau mac, ce vă place vouă. Le vom pune la cuptorul preîncălzit la 190 de grade, aproximativ 20 de minute, până când își vor schimba culoarea. Și, bineînțeles, o aromă care va intra în toată casa și vă va face o poftă extraordinară. Așa arată, sunt foarte bune, sunt fragile și aromate. Nu uitați să intrați și pe canalul meu de YouTube, rețete ușoare, pentru că acolo am mai multe rețete delicioase. Pe curând, papa! Pa!